Prieteni, sănătate și bine v-am găsit și astăzi. Vrem să vedem un ciocan combinat cu acumulator sau un rotopercutor, cum am spune, model Festool KHC18. Are sistem antivibrație și vine cu cele trei funcții: găurire fără percuție, găurire cu percuție și dăltuire. Se poate conecta la un aspirator și acumulatorul, care are modul Bluetooth integrat, va porni aspiratorul odată cu mașina de găurit, cu rotopercutorul. Pentru aceasta avem nevoie și de un sistem de aspirație AV-BHC, KHC, și sunt acolo mai multe accesorii care se pot cumpăra, ceea ce e foarte fain aici, pentru că noi putem să luăm mandrina ASDS și să o schimbăm cu o mandrină rapidă, fără lucrul acesta se poate face fără scule. Vedeți, are inelul acela verde în care noi comutăm între mandrini, foarte fain, fără scule. Hai să vedem, să dăm și niște găuri ca să vedem cum poate fi folosită foarte ușor. Vedeți, burghiu foarte mare, de lemn, are și un cârlig, după cum vedeți aici, ca să ne ajute să agățăm când suntem pe schelă sau sub, sau să o agățăm după diferite alte obiecte, ca să stai acolo la îndemână. Am vrut să vedeți că cele două mașini te ajută foarte mult în demolări, amenajări interioare și o grămadă de alte lucruri. Sunt scule foarte bune și sunt relativ noi. Vreau să vă spun că pentru toată gama Festool voi aveți un link de unde să cumpărați și un cod de reducere, profitați din plin. Vreau să vă mai dau încă un pont: atunci când folosim mandrina rapidă spre a găuri în lemn sau metal, noi avem burghie rotunde și strângem în sensul de rotație. O să vedeți acum, strângem foarte bine la maxim, după care dăm un pic în spate până se aude un clink și astfel va fi o strângere perfectă. Sănătate și mult bine!